Este invazie de tigri platanului în aproape toată țara. Anul acesta, insectele sunt mai multe și mai agresive. În Slatina, situația este alarmantă. Tigrul platanului este o insectă foarte mică, originară din America de Nord, care apare la temperaturi de peste 30 de grade Celsius în medii cu vegetație bogată. Medicii recomandă să fim extrem de atenți cu aceste insecte. Se prind ușor pe haine, iar ciupiturile lor sunt periculoase pentru că pot transmite boli. Odată ce am fost mușcați, este bine să ne protejăm cu un antiinflamator, iar pentru cei mici, găsim în farmacii brățări sau plasturi pe care îi pot aplica direct pe piele. Sau pe cât putem, atunci când ieșim în parc, să purtăm îmbrăcăminte cu mânecă lungă. Tigrii platanului au invadat aproape toată țara. Acest țânțar poate transmite boli, precum transmite orice fel de țânțar și țânțarul obișnuit. Trebuie să ne protejăm exact cum ne protejăm pentru orice insectă. Folosim loțiuni pentru corp și încercăm să aibă la camera copilului plase la geamuri pentru ca acest țânțar să nu treacă și să nu ajungă pe pielea copilului. În Slatina, autoritățile au plantat sute de platani în ultimii ani, un obicei periculos la care administrațiile orașelor europene au renunțat de mult, spun experții din domeniu. În Slatina, campania de dezinsecție a început în iunie, când au fost programate două campanii pe domeniile publice, iar în iulie au fost și campanii de deratizare. În planul de deratizare și dezinsecție al primăriei sunt prevăzute stropiri și în luna septembrie și octombrie. Toate aceste servicii sunt asigurate ca și în anii trecuți de o societate din Ploiești specializată în domeniu. Inspectorii de patrimoniu verifică dacă sunt folosite substanțele și concentrațiile potrivite.